Inspectoratul pentru situații de urgență Olt a recrutat mai mulți tineri care își doresc să urmeze o carieră militară. Peste 40 de absolvenți de liceu, toți băieți, s-au înscris pentru Academie sau Școala de Subofițeri. În data de 31 mai, începând cu ora 9, la sediul Școlii de Poliție din municipiul Slatina, va avea loc testarea psihologică a candidaților care s-au înscris pentru școlile de învățământ ale MAI, care pregătesc viitori pompieri. Până în acest moment au fost înscriși 44 de elevi, aflați atât în an terminal cât și cei care au terminat în anii precedenți. Durata studiilor este cuprinsă între 2 și 4 ani. Principalul avantaj este că, după absolvirea cursurilor, aceștia vor avea asigurat un loc de muncă.